Iar în asta, din păcate, trecem foarte greu pe problema de zăpezirii. Deci a fost chiar o iarnă cu o zăpadă neașteptată, în cantitate așa mare și pe o perioadă foarte scurtă. Deci au căzut pe o perioadă de 2-3 săptămâni cantitate la o înălțime. Satele care sunt mai sus, mai pe dealuri, are și un metru, poate chiar în unele locuri și peste un metru. Noi am acționat cu un tractor care l-avem în dotarea primăriei cu lamă, echipat cu plase, de lanțuri pe roți, și am dat toată ziua și chiar noaptea până la ore foarte târzii, dar nici noaptea nu puteam, chiar târziu, pentru că pe drumurile pe care le avem pe dealuri nu se vede să dezepezim noaptea. În principiu am ajuns aproape în toate satele, nu chiar parțial, pentru că nu s-a putut ajunge măcar până în mijlocul satului sau am ajuns, sau ne-am rugat de alții cu alte utilaje care sunt mai eventual tafuri, care ne-au mai ajutat cetățenii comunei. Și în principal, deci am acționat, putem să spunem că cred că suntem mai bine și ca alte comune sau măcar la nivelul lor. Planul de viitor, deci la și avem, să asfaltăm, avem 15 km pe proiect pe dealuri, 15 km de asfalt, care în momentul după ce se va face asfaltul, altfel va fi ajungerea cu un utilaj pentru dezepăzire și să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să nu mai dea așa zăpadă.